Bună ziua, bine v-am găsit la Control Medical. Vorbim despre o afecțiune des întâlnită atât în rândul adulților cât și al copiilor, scolioza. Pentru că majoritatea oamenilor prezintă un anumit nivel de deviere a coloanei, scolioza nu este evidentă până în momentul în care aceasta chiar devine o problemă. Această afecțiune a coloanei apare frecvent în copilărie, însă dacă nu este tratată la momentul potrivit, scolioza generează dureri puternice de spate. Și dacă se agravează, pacienții pot prezenta dificultăți la respirație. Aflăm mai multe despre diagnostic și tratament de la doamna doctor Adina Matei, medic specialist recuperare medicală. Bine v-am găsit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Vorbim, uite, despre cele mai întâlnite așa probleme ale coloanei vertebrale. Ne-am centrat așa astăzi pe scolioza, dar vreau să le pomenim și pe celelalte două și să facem așa o diferențiere, să știm exact ce este scolioza, ce e cifoza, ce e lordoza. În regulă. În principiu, coloana vertebrală are trei curburi fiziologice. Unele sunt în plan anteroposterior, respectiv lordoza, cu o concavitate înspre în spate, și aceasta o întâlnim la nivelul coloanei cervicale și la nivelul coloanei lombare, iar la nivelul coloanei toracale vorbim despre cifoză. Aceste curburi sunt necesare pentru a susține sarcinile de greutate și de mobilitate ale coloanei vertebrale. Scolioza este o deformare în plan stânga-dreapta și poate apărea într-adevăr în copilărie, dar întâlnim afecțiunea netratată și la adult, iar la adult mai putem întâlni și atitudinile scoliotice, ceea ce înseamnă o deviere care nu este o deviere anatomică, ci e o postură incorrectă pe care noi o menținem mai mult timp și care ne poate duce la probleme medicale. Cumva ne este confortabil să stăm în acea poziție, este, nu? Este confortabil să stăm în acea poziție. Ea este dată în principal de membru dominant, la dreptace apare predominant pe partea dreaptă în zona toracală, la stângaci, evident, în sens opus. Pe de altă parte, inclusiv munca de birou prezentă la majoritatea oamenilor în momentul de față duce la o atitudine scoliotică, pentru că avem o mână pe mouse, care e mâna dreaptă, care nu stă lipită de corp, la fel ca mâna stângă. Mâna stângă ajunge undeva pe spătarul scaunului, cu sprijin în cot, ceea ce înseamnă o deformare scoliotică, în principal la nivelul coloanei toracale. Așa, este, plus că te mai apucă lenea, cum zicem noi, și exact, te mai trezești că mai stai așa, mai pe stânga, mai pe dreapta, tu consideri că te relaxezi, dar de fapt dacă o să faci tot timpul acest lucru și o să te relaxezi cam mult, s-ar putea să ai niște neplăceri acolo la coloană. Exact, trebuie să avem o postură cât mai corectă, cât mai simetrică și în plan stânga-dreapta și în plan față-spate. Pare foarte greu să stai drept tot timpul, cum mi se spunea încă din copilărie. Nu, nu spuneau părinții stai drept că o să ajungi să fii cocoșat, nu? În popular, așa se zice. Este greu, pentru că în momentul în care menținem o poziție mai mult timp, anumiți mușchi sunt puși, sunt menținuți în poziția respectivă, într-o poziție scurtată sau într-o poziție întinsă, elongată, și de acolo avem acel viciu de postură pe care îl regăsim la majoritatea oamenilor. Să vorbim despre scolioza care apare în copilărie. De ce apare ea? Există și un fond genetic sau apare pentru că cel mic, de exemplu, are o postură nefavorabilă? Scolioza este multifactorială, dar în copilărie avem într-adevăr și o predispoziție genetică, iar prin postura deficitară copilul adoptă o poziție incorrectă care mai departe se agravează. Agravarea scoliozei în perioada copilăriei și în perioada adolescenței poate veni și din cauza faptului că se produce și o rotire în axa vertebrelor, a corpurilor vertebrale, care mai departe este destul de dificil de corectat. Cel puțin, adică ele nu mai stau așa, se rotesc ele cumva. Ele se rotesc unele față de celelalte și prin urmare coloana se angulează într-un unghi mai mare sau mai mic. Pe de altă parte, scoliozele la copii sunt reversibile dacă sunt tratate corespunzător și la timp. Cât timp trebuie să treacă pentru ca scolioza să devină vizibilă, să observăm că cel mic chiar are probleme? Părinții observă în general copiii, în special la vârsta școlară, în special în ciclu gimnazial, pentru că scolioza este în general o patologie a adolescentului, a adolescentelor preponderent,
Și atunci părinții observă în perioada școlară anumite vicii de postură și nu așteaptă sau nu ajung să se declanșeze episoadele dureroase neapărat ca să se adreseze medicului. Nu știu, mă gândesc așa, apropo de afecțiunile coloanei vertebrale, dacă sunt influențate și de ghiozdane, de exemplu, că sunt ghiozdane foarte grele. Sunt influențate de ghiozdane, sunt influențate de poziția în bancă, sunt influențate de poziția de scris, sunt influențate de folosirea tabletelor, calculatoarelor, cărților, pentru că ele duc la o angulare a capului înspre în față, înspre anterior. Cum apucăm și noi să facem, exact, nu? Să stăm iar așa. Perioada ultimelor 3 ani de pandemie care a venit cu teleșcoală nu a ajutat absolut deloc din punctul ăsta de vedere. Așa este. Dacă, să zicem așa, ea se agravează, da? Ce se întâmplă acolo la nivelul coloanei vertebrale și, bineînțeles, la nivelul celorlalte organe? Lăsată netratată, o scolioză apărută în adolescență, în copilărie, la un adult va duce la o coloană fixată. Și am câteva cazuri pe an de adulți care au un loc de muncă static și care, în jurul vârstei de 30 de ani, se chinuie efectiv ca să îndrepte coloana. Ea oricum se rigidizează de la o vârstă și simți că nu mai ești la fel de flexibil sau că nu poți să mai faci anumite lucruri. Exact. În special la pacienții, la oamenii sedentari, în momentul în care vin în perioada adultă la medic, coloana este fixată, coloana dezvoltă pinteni osoși, dezvoltă punți osoase, acele punți osoase fixează coloana, cu cât avansăm mai mult în vârstă, cu atât coloana noastră devine mai rigidă. Și organismul e cumva deștept la faza asta, pentru că el simte că acolo e ceva, o slăbiciune, exact. Și zice, păi hai că o să contracarăm efectul, nu? Și vin și da. Mai depun aici. Și mai depune, da. Dar prin urmare nu ne mai lasă să mai lucrăm, din păcate, sau nu ne mai lasă să obținem aceleași rezultate. De aceea, corecția scoliozei la un adult va fi într-o măsură mai mică decât corecția scoliozei la o vârstă pediatrică, pentru că organismul în creștere se regenerează diferit, musculatura este în creștere, ligamentele sunt în creștere și atunci toată starea organismului ne permite să obținem o corecție maximală a scoliozei în perioada de creștere. Și în cazul acesta, de exemplu, când au apărut acești pinteni osoși, cred că mulți îi au. E de făcut ceva? Că de scăpat mă gândesc că nu pot să scap de ei, nu? Nu, în cazul pintenelor osoși sau a punților osteofitice, că uneori se formează chiar o punte între vertebre sau între mai multe vertebre, corecția este mică prin partea de gimnastică medicală și corecția chirurgicală este mică, pentru că o scolioză corectată chirurgical implică folosirea unor dispozitive metalice de fixare, ceea ce e un proces destul de laborios și destul de dificil pentru pacient ulterior. În schimb, trebuie să continuăm să facem mișcare pentru a contracara acea scolioză, pentru a menține o stare a musculaturii adecvată, un tonus muscular adecvat, o mobilitate cât mai maximală și să folosim și diverse proceduri ajutătoare care să ne blocheze episoadele dureroase și episoadele de durere, de contracturi musculare, de blocaje, da, acestea le putem contracara. În general, da, pacienții. Și apropo de recuperare, apropo de exerciții, le facem acolo sub îndrumarea medicului, kinetoterapeut, fizioterapeut, ce se recomandă? Cum îndreptăm, să zic așa, lucrurile? Da, recuperarea coloanei cuprinde mai mulți pași. Un prim pas ar fi combaterea simptomelor pe cale medicamentoasă, ceea ce înseamnă un tratament de o săptămână, 10 zile, cu antiinflamator, decontracturant muscular administrat sub forma unor pastile sau sub formă injectabilă în cazurile mai urâțele. Tratamentul de recuperare este condus de medicul de recuperare, dar se întâmplă sub acțiunea unei echipe care poate cuprinde și fizioterapeutul și kinetoterapeutul. Fizioterapia este mijlocul care ne ajută să contracarăm episoadele dureroase, episoadele de blocaj, contracturile musculare prin aplicarea diverselor proceduri ce folosesc: curent electric, câmp magnetic, laser, ultrasunet, aplicate pe segmentul dureros.
diverse proceduri de masaj sau terapie manuală, care la fel decontracturează zona respectivă, și partea de kinetoterapie, care înseamnă gimnastica medicală. Gimnastica medicală se desfășoară sub indicațiile kinetoterapeutului. Indicat este ca pacientul să rămână o perioadă mai lungă de timp, deși în general oamenii când văd că se simt mai bine fug, nu mai vin la medic, nu? Da. Eu încerc să le explic pacienților încă de la prima vizită că ceea ce se întâmplă la kinetoterapie e precum dieta. Este schimbarea unui stil de viață și nu un lucru pe care să-l facem o săptămână, două, trei, după care să renunțăm complet la lucrul respectiv. Da, oricum, mișcarea este sfântă și mișcarea făcută încă din copilărie. Exact, mișcarea făcută încă din copilărie, mișcarea făcută cât mai diversificat pentru a nu produce diverse leziuni musculare, tendinoase, ligamentare. Pentru că dacă vom ieși la alergat în fiecare zi, facem mișcare, dar suntem predispuși anumitor patologii. Articulațiile acolo asociate. Da. O să aibă de suferit. Da. Exact. În schimb, dacă mergem la alergat de două ori pe săptămână și mai și notăm, nu? Mai și notăm. Sau facem și un pic de gimnastică pe salteluță, puțină yoga, pilates pentru Zumba adulți, ceva. Zumba. Da? Atunci lucrurile se pot desfășura și pot fi mult mai plăcute, mult mai diversificate și mult mai sănătoase. Da, și chiar este ideal să le combini, plus că toate grupele musculare sunt lucrate și oasele se întăresc, apropo de mișcare, deci ai numai beneficii. Așa este. Exact. Iar pentru copii este foarte indicată mișcarea în aer liber, unul dintre sporturile care ajută dezvoltarea sănătoasă a coloanei este escalada, de exemplu, pentru că folosește și partea superioară a trunchiului, pentru că pune coloana în poziții asimetrice, ceea ce ne ajută uneori să corectăm inclusiv partea de scolioză. Da, foarte interesant. Îi dăm provocări scoliozei prin escaladă. Exact. Foarte interesant. Exact. Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sunt niște sfaturi chiar demne de urmat, atât și pentru adulți, cât și pentru copii. Mișcare întotdeauna nu o să ne facă rău, bineînțeles, și o să vin acolo la medic să vedem ce se întâmplă cu coloana noastră, dacă avem neplăceri. O mai așteptăm cu mare drag la control medical. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumesc, da, că e mult mai... Mulțumesc frumos, mi-a făcut plăcere și vă mai aștept cu mare drag. Mulțumesc, mulțumesc! Cum l-am botezat înainte? Că am uitat. L-am botezat cumva. Ortodont și... Gigel. Da. Gigel. Cum l-am botezat data trecută? Că am uitat. Adam. Gigel. Cum? Adam. Da. Așa. Hai să beau apă mai încolo, că oricum nu beau apă. Da. Da, ok. Lăsăm acolo dacă nu e... Se lasă așa mai multe tipuri de aparate. Da, perfect. Da. Și mai pun eu unul aici și aia e. Da. Bravo. Așa? Este minunat. Și da. Ia. Super. Numai să mi se vadă falduri pe aici. Nu, e ok. Sunt ok? Da? Nu, bine. Suntem bine. Nu mai gata, suntem bine. Picior. Sau așa. Gata. Ajungem acum la un control în cabinetul medicului stomatolog și aflăm care sunt cele mai întâlnite patologii ortodontice, dar și cum le putem corecta folosind diferite aparate dentare specifice fiecărei afecțiuni. Ne va răspunde la toate curiozitățile doamna dr. Teodorina Secară, medic primar ortodonție și ortopedie dentofacială. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Iar am venit cu Adam, da? Cu Adam. El este Adam. Să putem explica mai bine. Așa este și ne-ați adus aici și niște exemple de diferite aparate dentare, da? Mijloace pe care le folosim pentru a corecta problemele cu care ne confruntăm așa, la acest nivel. Așa trebuie să facem, dar să vorbim așa un pic despre ce ne paște, apropo de afecțiunile ortodontice. Ce se poate întâmpla acolo cu dințișorii noștri și cam când apar aceste afecțiuni? Au o anumită vârstă, nu știu, apar în copilărie sau chiar la vârsta adultă? Este o întrebare foarte bună. Dumneavoastră mi-ați povestit că sunteți mămica unui copilaș minunat și e foarte bine că sunteți atât de interesată de sănătatea dinților lui. Și e foarte bine dacă ați ajuns la medicul pedodont, adică la medicul care se ocupă de sănătatea dințișorilor, să vizitați mai târziu, la 4, la 5 ani, dar la cel târziu 7 ani, un specialist în ortodonție și ortopedie dentofacială. Pentru că acest specialist în ortodonție și ortopedie dentofacială
va avea grijă să vă ajute să crească copilul dumneavoastră frumos, armonios. În ce sens? El poate decela, poate diagnostica din timp și poate vedea cum va crește copilul dumneavoastră. Pentru că această specializare cu asta se ocupă, cu prevenirea, cu ghidarea și cu tratarea afecțiunilor care pot apărea la nivelul aparatului stomatognat. Și mă refer aici la oasele maxilare, adică la maxilarul superior, la mandibulă, la osul acesta mobil, care se agață de baza craniului prin intermediul articulațiilor temporomandibulare, are grijă să urmărească felul în care evoluează unitățile dentare ale copiilor, are grijă să vadă cum se schimbă aceștia, vede dacă oasele sunt suficient dezvoltate în toate planurile spațiului, urmărește cum se desfășoară funcțiile în care sunt implicați dinții. Și mă gândesc aici la deglutiție, fonație, respirație, vorbire, zâmbet și așa mai departe. Așa că bine ar fi ca orice părinte să viziteze un ortodont la cel târziu 7 ani. Atunci este obligatorie radiografia aceea panoramică, cum e cunoscută. Da, celebra radiografie panoramică, da. Care ne oferă suficiente informații despre ce se întâmplă la nivelul oaselor micuțului, ne oferă informații despre mugurii dinților definitivi, despre poziția lor, despre pregătirea lor să vină pe arcadă, despre felul în care arată oasele, dacă ele sunt suficient dezvoltate să îi primească, astfel încât mușcătura copilului să fie una funcțională. Dinții ne ajută să primim combustibil, da? Trebuie să ingerăm și să triturăm alimentele, astfel încât să avem cum să funcționăm. Energia nu vine pe altă parte, nu vine intravenos. E nevoie de acest aparat de care ortodonții, adică specialiștii în ortodonție și ortopedie dentofacială, se ocupă minunat. Dacă, de exemplu, observăm acolo că s-ar putea să fie niște probleme, da, la 7 anișori, da? Haideți să vedem putem să intervenim. Ce probleme pot să apară? La ce să fie atenți părinții? Să fie atenți odată la sănătatea dinților, pentru că dinții de lapte, la 7 ani copilul are și dinți definitivi, dar are și dinți de lapte. Da. La 7 ani probabil are parte din grupul incisiv și are molarii de 6 ani. Dar zona de sprijin are încă dinți de lapte. Noi pe aceștia trebuie să-i păstrăm sănătoși, astfel încât între 10 și 12 ani, când ei trebuie să plece și să lasă loc dinților definitivi, să fie totul bine pregătit acolo. Ce să vadă părintele? Cum respiră copilul? Cum doarme copilul? Doarme cu gurița deschisă? Căci dacă doarme cu gurița deschisă, asta ne va semnala, cu siguranță, dezvoltarea insuficientă a maxilarului în lățime. Copilul va ține limbuța jos, da, sau va hernia între arcade. Când stă cu gurița deschisă, odată crește riscul de carie, pentru că cavitatea bucală, știți, e populată de o mulțime de bacterii, exact, de tot felul, da. Și dacă gurița copilului e închisă în timpul somnului, situația este mai în siguranță, pentru că acolo e salivă, chiar dacă fluxul salivar scade în timpul somnului, există limba, obrăjorii care sunt în mișcare și funcția de autocurățare se întâmplă în regim diurn, dar dacă gurița este închisă și nocturn, cu atât mai bine. Apoi, în afară de respirație, ne uităm dacă copilul are probleme cu fonația, dacă poate rosti toate cuvintele corect. Exact. L-ul. Și apoi ne uităm ce structuri sunt implicate aici și suntem atenți la limbă. Vedem cum e frenul limbii. E prea scurt? E prea gros? Are limba suficientă mobilitate? Căci limba în mod natural trebuie să stea într-un anume fel, adică punem vârful limbii în spatele dinților de sus, apoi corpul limbii pe cerul gurii și știm sigur că limba va acționa ca un expansor natural de palat. Nu mai avem nevoie de alte aparate ortopedice să lățim maxilarul. Dacă copilul înghite cum trebuie. Apoi, dacă respiră exclusiv pe nas, intră aerul pe năsuc, apoi pneumatizează sinusurile acestea paranazale și se dezvoltă foarte frumos obrăjorii sau arcada zigomatică. Da. Apoi ne asigurăm că dacă maxilarul e suficient de lat, clar au dinții suficient loc pe arcadă. Da. Deci nu dar să noi se la vizita acolo. La ortodont, care se uită pe acea radiografie, el vede, are copilul toți dinții definitiv. Vor veni acolo sau e nevoie să găsim noi soluții terapeutice care să rezolve această Apropo, situație? Ce se întâmplă dacă nu ies dinții copilului când trebuie? Să ne panicăm? Să vedem de ce nu ies dinții copilului.
Și atunci o să observăm pe radiografie cum sunt ei poziționați. Există mugurii dinților definitiv? Ce îi împiedică pe aceștia să vină? E vreun obstacol în drumul lor spre arcadele dentare? E suficient loc pe arcadă astfel încât dintele să vină? Și un ortodont competent le vede pe toate, le evaluează corect și găsește soluțiile potrivite. Apoi, avem grijă să menținem spațiile pentru dinții definitiv. Vă ziceam, toți copiii, nu știu, 80% dintre copii au procese carioase. Din nefericire, la nivelul dinților de lapte, păi, da. Când dinții sunt cariați, se micșorează și atunci se produc modificări ale spațiilor care sunt destinate dinților definitiv. Ce face un ortodont competent? Păstrează spațiile astfel încât dinții definitiv să vină unde trebuie și să asigure o mușcătură corectă. Apoi, felul în care dinții de sus se întâlnesc cu dinții de jos sau mușcătura e de fapt o consecință a felului în care sunt dezvoltate oasele maxilar și mandibulă în cele trei planuri ale spațiului, adică în lățime, cum spuneam înainte, în adâncime, câteodată mandibula e poziționată mult în spate și ortodontul, pentru că face cefalometria sau niște măsurători speciale pe radiografia de craniu, vede cum crește copilul. Cum se va dezvolta mandibula lui? Pentru că sunt niște indicii foarte clare. Și a tiparului lui de creștere vede dacă mandibula e suficient dezvoltată, dacă îl poate ajuta pe copil în cursul creșterii și intervine la timp. Că oportunitatea asta este extraordinară, să intervii la timp, să ghidezi creșterea, să-l ajuți pe copil să se dezvolte armonios. Organismele tinere sunt fabuloase, au capacitatea de a se redresa. Cu așa puțin este. Ajutor, lucrurile revin la normal. Așa este. Apoi, vede dacă mandibula e, cum e dezvoltată în planul acesta anteroposterior, vede cum e mușcătura copilului și îl ajută să crească frumos. Da, o de să poziția... reținem această vârstă, da, de 7 ani este vârsta de aur, da, trebuie să acționăm până în vârsta aceasta, pentru că altfel lucrurile devin mult mai complicate, probabil și mult mai dureroase și n-are rost să stăm să așteptăm toate aceste lucruri pentru copilul nostru. Și atât de simplu să previi. Așa prin este. Intervenții minore, la copilași, evident, dacă dumneavoastră veniți cu copilul, dau un exemplu, da. Între 4 și 7 ani, ce face ortodontul? Îl diagnostichează, da. Vă spune cum o să crească, la ce să vă așteptați dumneavoastră și vă spune momentul optim în care când trebuie să interveniți. Da. Și primele acțiuni vor fi de natură ortopedică, adică osoasă. Da? Lucrăm asupra oaselor, le modelăm astfel încât dinții definitiv să încapă cum trebuie pe arcadă. Apoi vine vremea inserării aparatelor dentare și aparatele dentare vin într-o multitudine de forme. Sunt aparate așezate pe fețele văzute ale dinților, pe fețele nevăzute ale dinților. Sunt aparate ca niște mănuși pentru dinți, așa numitele alignere transparente, care, printr-un efect cumulativ, adică tratamentul cu alignere e un tratament ortodontic clar. Alignerul este un instrument, așa ca brecheții sau aparatele acelea cunoscute, da. Plasate pe fețele văzute ale dinților sau pe cele nevăzute ale dinților. Și ce se întâmplă? În urma diagnosticării corecte, se face o strategie de tratament. Doar că strategia aceasta de tratament e digitalizată. Ortodontul așează pe o platformă specială fiecare dinte în toate planurile spațiului, își calculează mișcările, vede unde trebuie să ajungă cu fiecare și știe de la început cum va arăta mușcătura copilului la final și poate arăta și copilului, poate vedea și părintele ca ce se întâmplă. Ca să fie și el acolo cu minte și să da. Participe. Și ca să da. Poată face planul digital, e nevoie de dosarul ortodontic, adică poze intra- și extraorale, de radiografia aceea clasică panoramică, de radiografia de craniu pe care se fac măsurătorile, se pune un diagnostic clar și apoi pornim la drum. Da. Scanăm arcadele dentare, facem modelul digital, urcăm toate aceste informații pe o platformă, așează doctorul, că petrece foarte mult timp în spate, știi? Pacientului se pare foarte simplu. Da, apeși acolo pus, niște da, taste, gata și da, face calculatorul tău. În realitate e foarte multă muncă în spate. Nu, planurile de tratament nu le fac nici algoritmii, deci nu inteligența artificială stratează copilul, nici speaker internațional, nici tehnicieni din centrele special concepute tot pentru medicul. Asta, ci medicul face planul. Medicul mută dinții copilului și când apasă butonul approve, deja se printează și devine realitate ce a conceput el.
în spatele fiecărui tratament cu alignere stă mintea unui ortodont competent care știe cum să așeze dintele ca urmare a diagnosticării corecte. Ca să avem zâmbete frumoase. Vă mulțumesc tare mult. A fost o plăcere să vă revăd și să povestim despre sănătatea dințișorilor noștri și să avem grijă de ei toată viața noastră din momentul în care ne-am născut, pentru că asta este. Este o investiție așa de inteligentă în sănătatea generală, că sănătatea cavității bucale, de fapt, are un impact major asupra sănătății generale. E o investiție inteligentă în sănătatea generală. Așa că, dragi părinți, veniți cu copiii la diagnosticare, la timp, faceți din vreme lucruri simple, eficiente și bucurați-vă de zâmbetele lor frumoase. Așa este, doctor de zâmbete, asta sunteți. Vă mulțumesc tare mult și vă mai aștept cu mare drag. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim frumos! Da, drag! Hai să facem repede o poză. Hai, repede o poză, repede. Să mi-o trimiți și mie, că n-am apucat data trecută să rămână. Îți mulțumesc frumos. Pa, da, să mai vii pe la noi. Mulțumim frumos. Bine v-am găsit, bună ziua. Dana sunt, îmi pare bine. Așa, măi, Horică, hai că mai... Da, suntem bine, suntem în grafic, da? Gata, m-am hidratat. Da? Suntem hidratați. Gata, sunt. Haide. Din 100.000 de cazuri noi de cancer înregistrate anual în România, tumorile orele reprezintă 7%, adică vreo 7.000 de cazuri noi. Cele mai frecvente cancere sunt localizate în cavitatea orală. Apoi urmează orofaringele, hipo- și rinofaringele, laringele și glandele salivare. Bărbații sunt mult mai predispuși la această afecțiune decât femeile. Descoperite la timp, cancerele din sfera orele pot fi tratate cu succes. Discutăm mai multe cu domnul dr. Radu Berceanu, medic-oncolog specializat în tratarea cancerelor rare. Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație. Vorbim despre cancerele orele. Din ce cauză apar aceste cancere orele și sunt atât de dureroase și de neplăcute și cumva avansează și rapid? Apar în principal din cauza traumatismelor locale și iritației locale, care se produce cel mai frecvent, cel puțin la noi în țară, prin expunere la fumat. Bineînțeles, contribuie alături de fumat și consumul de băuturi alcoolice și, nu în ultimul rând, sunt problemele stomatologice lăsate netratate, care produc iritație constantă, în special în zona obrazului și a gingivei. Că tot am avut invitată pe doamna stomatolog, deci faptul că noi ne mușcăm acolo dintr-o mușcătură incorrectă, de exemplu, obrajii sau ne lezăm, mușcătură, nu? Sunt traumatisme care în mod cronic produc inflamație local. De multe ori când discutăm cu pacienții noștri, îi întrebăm dacă știu că au o problemă și mulți spun da, aveam această problemă de mult timp, dar am ignorat-o, am crezut că este altceva. În general, orice element care apare, nu era înainte și persistă mai mult de câteva luni, ar reprezenta un motiv justificat pentru ca individul respectiv să adreseze unui medic orelist care poate să facă o examinare, are experiența necesară pentru a putea aprecia gravitatea unei leziuni și, la nevoie, dacă este vorba de ceva cu suspiciune de tumor orele, poate face chiar și o biopsie. Cum se prezintă ca simple leziuni, de exemplu, pe obraj sau la nivelul limbii sau poate pe gingii sau afte, cum le spunem noi popular? Cum se prezintă? Să ne dăm noi seama că e ceva neregulă acolo. Și cât trebuie de afte mai rar. Da. Dar la început, într-adevăr, pot fi leziuni când le poți vedea. Da. Sau când dar se pot simți? Se pot simți? Adică știi că e ceva acolo. Dacă sunt în cavitatea orală, da. Dar, de exemplu, o leziune de orofaringe e mai greu. Sau o leziune de hipofaringe. Însă, prin localizare, cum e, de exemplu, în cazul leziunii de coardă vocală, deci de laringe, sunt simptome. Ai tulburări de vorbire, tulburări la înghițit, anumite senzații neplăcute care apar și sunt o gâdilitură, o răgușeală, ceva? Simțim și asta? Pot fi și astea, dar cuvântul cheie este persistența, pentru că tot ce am discutat și tot ce am prezentat până acum sunt simptome care le poți întâlni și în alte
tipuri de afecțiuni. Da. Nu neapărat un simptom de tipul acesta sau chiar o constelație de simptome poate însemna, poate fi tumore orele, poate fi mai degrabă o răceală sau ceva absolut lipsit de gravitate. Cum le diagnosticăm? Deci mergem la medic, dacă este vorba de cavitatea bucală, clar că se vede cu ochiul liber, pentru celelalte porțiuni? Tot cam cu ochiul liber, da. Pentru că inspecția este un examen foarte important în sfera orele și poate fi făcută direct, poate fi făcută și imediată de oglindă și mai ales poate fi făcută endoscopic, fibroscopic. Se introduce o cameră de la vedere foarte fină care îi permite medicului să examineze în detaliu toate structurile sferei orele și combinând aceste informații obținute cu istoricul pacientului, cu factorii de risc, poți face o apreciere mult mai bună a leziunii pe care o ai în față. Sunt agresive, evoluează rapid? Nu întotdeauna, dar sunt tumori în general agresive, apar pe un teren inflamator cronic și constituie o problemă în principal prin localizare, pentru că fiind localizate în zona bazei de craniu, afectează foarte mult individul când sunt analizate din perspectiva temporală, adică de la diagnostic până când termin tratamentul. Sunt probleme legate de masticație, probleme legate de infecții recurente, de durere, de disconfort, de afecțiuni ale dinților care apar din cauza tratamentelor și tot felul de probleme. Deci sunt tumori importante. Când vine vorba de tratament, ce avem acolo la dispoziție și vreau să știu așa dacă ne aliniem cu restul lumii, dacă avem și noi aceleași unelte, ustensile, tehnologii performante ca restul țărilor. Să știți că avem, da. Este important însă de folosit aceste instrumente într-o manieră care să fie cât mai potrivită pentru situația pacientului, pentru că, de exemplu, în formele incipiente, intervenția chirurgicală este un element care contribuie major la vindecare. Pe de altă parte, poate fi foarte mutilantă, foarte traumatizantă și sunt pacienți care nu doresc această intervenție. De multe ori, dacă boala este mai avansată, poți fi obligat să recomanzi pacientului radioterapie după intervenție și de aceea noi în aceste situații preferăm să abordăm mai degrabă o cale non-chirurgicală prin care întâi micșorăm tumora folosind tratamente sistemice, de obicei chimioterapie, și pe urmă când încărcarea tumorală se diminuează, ceea ce e destul de ușor de văzut, pentru că pacientul vine și îți spune după două, trei săptămâni, aproape a dispărut. De la gât, pot să înghit mai bine, pot să vorbesc, adică este foarte îmbucurător și foarte bine când se întâmplă asta și poți continua tratamentul până când atingi un nivel satisfăcător. Dacă este o boală incipientă, de multe ori această etapă nici nu este necesară. Pacientul poate trece direct în faza de radioterapie. Dacă este însă o boală mai avansată, neglijată, mai veche, este important să poți face această chimioterapie înainte de tratamentul curativ, să reduci încărcarea tumorală și bineînțeles că dacă reușești să faci asta și o faci numai dacă vezi că funcționează, vei avea în final, la momentul începerii tratamentului curativ, un pacient anatomic normal, cu mult mai puține probleme decât la început, fără durere, fără deformări ale gâtului, fără probleme la înghițit, cu o șansă mult mai mare să finalizeze radioterapia, tocmai pentru că este într-o formă mult mai bună acum decât era la momentul diagnosticării, și automat cu o șansă mai mare să tolereze ceea ce se numește chimioterapie de radiosensibilizare, adică un tratament pe care îl aplicăm în timpul radioterapiei pentru a crește șansa de vindecare. Și toată această constelație de factori, încărcarea tumorală redusă după ce ai făcut chimioterapia inițială, starea de nutriție și starea psihologică net superioare ale pacientului la momentul începerii radioterapiei, care contribuie mult inclusiv la imunitate. Da, cum să nu? Finalizarea celor 7 săptămâni de radioterapie, folosirea chimioterapiei de radiosensibilizare, sunt elemente care fiecare aduce un plus și încă un plus și încă un plus la șansa de vindecare. Există și șanse de recidivă? Întotdeauna există șanse de recidivă. Numai că dacă reușești să aplici tot ce am discutat până acum,
și să faci pacientul să finalizeze radioterapia cu doza optimă, să finalizeze chimioterapia, toate seriile care au fost propuse, maximizezi șansa de vindecare sau, invers spus, scazi la minim riscul de recidivă. Iar asta este obiectivul nostru. Nu putem să garantăm vindecarea, dar știm că dacă reușim să facem toate astea, oferim cea mai mare șansă de vindecare, care uneori poate să ajungă peste 80%, 90%. Deci avem rată de succes, nu? Peste 80% când vine vorba de vindecarea acestui tip de cancer? Depinde de stadiu. Deci pentru formele avansate, 80% este mult. Nu ajungem la 80%. De ce? Pentru că de multe ori poți avea un control local bun, dar boala deja este cu metastaze de la început. Și nu știi pe unde s-a dus. Și ai pacientul, îi faci tratamentul neștiind că sunt metastaze, în ciuda investigației uneori nu le găsești. Da. Și peste 3 ani apare această recidivă. Mai sunt forme de boală care sunt rezistente la tratament. Și chiar dacă faci totul perfect, chiar dacă răspunde la chimioterapie, uneori nu se sterilizează zona la radioterapie și rămân celule rele acolo, care în timp, odată ce s-a oprit tratamentul și odată ce își revin din șocul terapeutic, iar încep să dezvoltă, nu? Da. Și astea sunt situațiile cele mai temute, pentru că în sfera ORL, o recidivă locală, adică în locul unde s-a format tumora, de exemplu, pe faringe, da, pe laringe, pe limbă, este mai de temut decât o recidivă regională la gât sau o metastază. Pentru că pentru recidive regionale, chirurgia poate să salveze pacientul. Sunt situații în care nu reușești să elimini totalitate elementele tumorale din ganglionii de la gât și dacă e totul în regulă din alte puncte de vedere, chirurgul poate interveni și poate salva pacientul scoțând ganglionii respectivi. Ca forme de prevenție, fără tutun, fără alcool sau alcool mai răruț, așa? Este normal. Astea sunt asta e normal în orice patologie, să zic așa. Da. Și aproape în orice patologie, e adevărat. Așa. Sunt tumori la care fumatul nu este dovedit că element cauzator sau agravant, dar recomandarea este să faci cât mai puțin din cele rele și cât mai multe din cele bune. Așa este, vă mulțumesc tare mult, domnule doctor, că ați venit astăzi la noi și vă mai aștept cu mare drag la Control Medical. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Ia zi, darling. Sunt cu pantalonii largi. Nu, e foarte ok. Nu știu cum să stau. Stai liniștită. Ești bine, da? Da. Da? Așa este confortabil, da? Confortabil. Gata. După mesele copioase de sărbători, avem nevoie de un refresh, restart, spuneți-i cum vreți. Eu zic așa, să fie light, să ne asigure nutrienții de care avem nevoie și mai ales energia. Ne va da sfaturi Simona Carnici, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Bine te-am găsit, Simona! Bine te-am găsit! Uite, ce fie faci? Vorba între noi așa, că ne cunoaștem. Apropo de da, Paște, apropo, nu? Da, și vreau să spun că nu mai vreau să văd carne, cel puțin 2 săptămâni de acum înainte și dacă se poate să mănânc, numai salate ar fi minunat, sincer. Îmi doresc să mănânc un drob pe care nu l-am... Da-ți dau eu, că mai am eu. Ah, perfect. Da, eu uite, nu mai vreau drob. Mi-ai făcut pofta. Îți dau eu, l-am făcut cu mare n-am drag. N-am apucat să mănânc drob și era eu singurul care mi-l doream, dar mare drag. Fost un pic mai departe de casă și n-am reușit. E cam dar, multă carne, măi, Simona, în eu asta. Nu am mâncat așa multă carne. Și sarmale, și drob, și friptură care de miel. Care sarmale? Păi oamenii mai fac și sarmale, știi cum e, că... Da.
E tradițional așa, nu contează că e Paște, Crăciun, se mănâncă foarte mult. Și sarmale, se face un exces, este clar. Adică oricât de mult am încercat de fiecare dată să le spun să fie mai temperați, mai cumpătați și să nu mănânci așa de mult, întotdeauna iese cu exces. Da. Și atunci, hai să vedem ce facem după. Eu, de exemplu, astăzi am o zi de detox. Așa. Și ce fac, în care eu, ce mi-am făcut eu, ca să spun așa. Deși eu n-am făcut excese, dar am simțit nevoia. Mi-am făcut un suc presare la rece din două tulpini mari de țelinapio. Da. Pe care l-am combinat într-un blender cu castravete pulpă, fără coaja aceea supărătoare. Da, cu, da. Așa, cu ananas, ca să fie bun pentru digestie și să curățăm colonul, că asta este important după o nebunie de Paște, de Crăciun, de chiar și alte ocazii. Da. Și cu, bineînțeles, cu zeamă de lămâie, ca să nu fie la... țelina apio nu este foarte gustoasă dacă nu îi pui și lămâie. Dacă îi pui și lămâie, este ceva delicios. Și cât timp consum din păi suculețul ăsta? Păi mi-au ieșit cam aproape, cred că un litru jumate, aproape 2 maxim. Deci consum 2 litri de așa ceva azi? Doar da? Azi. Bun. Doar azi, azi. Și atât? De dimineață atât? Până seara. Asta faci, atât. Bei doar acest suc. Da. Și nu ți este foame? Nu, nu. Simți că, nu știu, nu. Ești lipsită de energie? Nu. 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 O să fii surprins că atunci când te decizi să faci o schimbare, o detoxifiere. Nu trebuie neapărat să faci ca mine cu sucuri. Eu știu. Bine, tu fiind medic, și eu fiind în domeniu, să faci, da, știu normal. Ce să fac. Da. Dar poți să faci, de exemplu, într-una din zile, să faci un suc pe care să-l bei dimineața în loc de mic dejun, da. Și după care să mănânci ceva mai lejer, mai light, adică așa. Să mănânci cu sălățele, cu o varză călită la cuptor, nu știu, broccoli, ciorbă, nu știu, de legume, și ulei de legume, și lămâie, da, și da, legume, etc. Da. Deci avem și detoxifierea, de fapt, asta înseamnă să mâncăm alimente care reduc inflamația în corp și ajută organismul să se detoxifice singur. Pentru că noi asta, de fapt, facem. Nu există detox ca la carte, sau ce ne imaginăm toate noi. Toxinele nu există. Scot, da. Noi, practic, avem mecanismele de a ne detoxifia oricum, și curăța. Face. Da. Asta face permanent. Da. Problema care este? Una singură. Noi dăm mai mult decât poate el să facă. Și atunci el n-are un ritm de detoxifiere atât de vâltos, de nebun cum îi dăm noi. Da. Avem tot felul de aditive, avem tot felul de substanțe care nu sunt naturale și organismul încearcă din răsputări. Avem chiar metale grele pe care le găsim în diverse pesticide, substanțe care imită estrogenul, care sunt extrem de nocive pentru oameni în general, nu doar pentru femei, și pentru bărbați. Deci toate aceste substanțe la un moment dat încep să se depoziteze în organism. Și burta este primul nostru semn că acolo se întâmplă niște lucruri. Da, de fapt, chiar în dreptul abdomenului, undeva în zona aceasta mai ușor inferioară, sub ombilical sau ușor peste ombilic, acolo este zona în care se depozitează aceste deșeuri. Deci am putea să-i spunem groapa de gunoi a organismului. Și de ce slăbim și nu se duce burta? Da, corect. De ce? Mai ales bărbații au problema asta sau au așa o burtică aici concentrată? Ceva micuț acolo. Micuț și o duc așa de desubt este un perete abdominal de invidiat, dar păcat că nu se vede. Păi eu zic că e protejează, știi tu, mușchii ăia bine puși la punct. Da, vrea să-i ascunde să nu-i vadă nimeni. Exact, da. Realitatea este că organismul nu poate să dea drumul la acea groapă de gunoi. Adică e ca și cum ai deversa ceva pe un în Dâmbovița, râu, în Dâmbovița. Da. Și bineînțeles ce se întâmplă, nu? Da, corect. Nu poți. Și atunci organismul are acest mecanism de apărare și păstrează acolo și elimină câte puțin. Dar detoxifierea, de fapt, înseamnă așa. Să mănânci sănătos aproape tot timpul.
ceea ce este cam greu. Din 3 mese, 2 să fie sănătoase. Bine, hai să zicem că facem exces. Haide. Da. Când faci excese, să faci ceva după. Așa. Și anume, să schimbi balanța. Ai mâncat în exces și ai mâncat ai tot ce ai vrut. Tot ce ai mâncat, te-ai tot... porcit, da, pe românește. Da, da. Bun. Mergem și balanța trebuie să fie pe... Adică trebuie să fie balanță, nu? Da. Atunci vom mânca extrem de sănătos. Sălățele, după. Somon... Sălățele, un pic de pește, da. Și nu strică... Adică dacă înainte am avut post și n-am mâncat carne, nu strică ca după, așa cum ai spus și tu că nu mai da, vrei să nu vezi mai vreau, carne. Nu mai vreau. Da, nu strică să ții câteva zile vegetariene. Dacă asta cere vegetariene. Corpul, asta exact. Îi dau. Asta îi dai. Da. Și este un lucru foarte bun ceea ce faci. Și gândiți-vă, uite, le explic și oamenilor, pentru că de multe ori îmi spun, nu, dar nu știu ce să mănânc, ce să mănânc. Ieri, de exemplu, mi-am luat napi. Da. Topinambur. Da, da, da. Napi, porcești, românești. Da, da. Așa, niște cartofi dulce. Da. Cartofi normal. Da. Broccoli și alte legume, ardei gras, roșii. Acestea, dacă le punem la cuptor pe hârtie de copt, le acoperim tot. Știi cu hârtie de copt. Știi că am făcut niște cartofi copți ieri la cuptor? Da. Așa mi-a venit mie pofta și am mâncat cartofi copți. Da, pentru că sunt foarte sănătoși. Da. Dacă îi consumăm, bineînțeles, corect. Da. Adică nu prăjiți, nu prăjiți și nu tot timpul. Da. Și acest fel de mâncare poate să fie foarte sănătos și poate să fie o garnitură atât pentru ceva carne, cât poate fi o bază pentru salată. Sau, la fel, mai îmi spun că, ok, facem salată, dar nu mă satur. Corect. Bun. Eu am problema asta, să știu. Este perioada de conopidă. Avem din abundență conopidă. Și încă o găsim pe piață. Tamam, acum când o să se ducă conopida și facem o să înceapă toate acele verdețuri de primăvară care o să abunde. Conopida, dacă o tăiem foarte, foarte mărunt și o mărunțim cu satârul, da, da, bine, efectiv, bine, bine de tot, așa. Bine, bine de tot. Venim de hack. Poate să fie o bază pentru salată. Care, de exemplu, alături și de ce vă spuneam mai devreme, să facem aceste legume coapte la cuptor. Sună și avem voie și ulei de măsline să punem sau alt tip de ulei, cât să fie cât mai sănătos. Dar, de exemplu, de-aia nici n-am spus, nu văd sensul de ce să punem și la cuptor ulei. Noi suntem învățați ca români. Tot timpul, un dacă ulei, nu punem ulei acolo, nu iese mâncarea. Da. Ba, iese mult mai gustoasă. Așa este, deci, mai proastă. Deci am testat-o, am făcut și cu ulei, am făcut și fără. Pe hârtie de copt este incomparabil și din punct de vedere al gustului și din punct de vedere al calității nutriționale. Mie mai place să pun oregano sau alte condimente dar peste... Dar nici nu vorbim, nu? Fără condimente nu se poate. Da, și plus că ajută la digestie. Ierburile aromatice sunt foarte importante pentru că au mulți fitonutrienți care ne ajută în foarte multe moduri. Și de obicei sunt antiinflamatori, anticancerigeni, anti-aging, că avem, doamnele, știți, da. Știu. Da? Toate aceste efecte le găsim în natură. Adică fitonutrienții sunt acolo. Noi trebuie doar să îi luăm, să-i punem în farfurie. Iar o mâncare poate să devină dintr-una anostă într-una foarte gustoasă dacă punem condimente. Și când spun condimente, nu mă refer la pliculețe, da, sare și piper. Sau doar sare și piper. Da, sare și piper, clar. Da. Dar sunt atât de multe ierburi aromatice pe care le putem utiliza încât e o nebunie este, dacă te duci în supermarketuri, găsești acolo ce vrei și ce nu vrei și din crede-mă, România și din cea Turcia mai mare și din... parte a bucătăriei mele este cu tot felul de condimente. Sunt extraordinare și... peste tot în lume mă duc și îmi cumpăr. Uite, mă gândesc că ești la sumac, la zatar. Exact, la sumac mă gândesc. Da, peste am citit gândurile. Mi-ai citit gândul? Da. Da, și uite, pe sumac, poți să le zatar, combini. Da, le combin și ies ceva senzațional. Practic, nu mai știi ce mănânci acolo. Dacă stai să faci și toate combinațiile astea, iese ceva extraordinar. Da, și este altceva și cred că este momentul să ne îndreptăm un pic spre alt mod de a găti, nu vreau să spun alt tip de bucătărie, pentru că mâncarea românească e românească, e greu să scoți românii din cap. Da. Cu siguranță. Dar poți să găsești metode de a găti
în așa fel încât să devină mai sănătoase. Fără atât de mult ulei, fără atât de multă sare, puneam acolo condimente de tot felul și încercăm să inventăm bucătăria românească în așa fel încât să ne fie de folos și să nu ne îmbolnăvească, pentru că, de fapt, totul constă în asta. Nu vă spun ce a fost pe la mine la cabinetul de diabet după Paște. O, Dumnezeule! S-a lăsat și cu crize biliare? Dumnezeule! S-a lăsat cu de toate. Da. De toate. Da. Și indigestii atât de și mult fel. Adică chiar mă supără când văd, domne, chiar nu vor să înțeleagă cât de importantă este nutriția și chiar nu vor să înțeleagă că, de fapt, baza a tot ce înseamnă sănătate și funcționarea organismului este nutriția. Da. Degeaba te miști și faci extrem de multă mișcare. Dacă tu mănânci tot felul care se vor duce ca și deșeuri, tot nu faci nimic. Da. Degeaba te duci la o săptămână pe an, faci exact, să pielea ta faci săraca, nu? Nu faci nimic fără alimentație sănătoasă. Și haideți să ne îndreptăm cu toții să înțelegem acest lucru. Îmi place, de exemplu, uite, când văd la cabinet că, doamna doctor, am văzut, mi-am luat glicemia după o oră sau după două, cum spuneți noastră, și am văzut că s-a dus la 300. A, după ce a fost? După cozonac. Și vă mai trebuie cozonac? Nu! Deci se pot educa singuri, dar important este să vrea omul să facă ceva. Da, uite, facem noi împreună educație și așa. Exact. Uite, mai vii, mai vorbim, ne mai dai așa din casă și trebuie să abordăm o dată subiectul acesta cu dieta în diabet, pentru că chiar nu se păi vrea. Chiar te invit, uite, data viitoare. Și sunt atâtea terapii acum, da, care dacă nu le combin cu dietă și nu le explici oamenilor, nu prea merge cum trebuie. Așa facem să trăiți, doamna doctor, am reținut toate sfaturile. Gata, facem data să fie viitoare bine vorbim, pentru da? Oameni. Dietă, diabet, cu siguranță. Da? Să ieșim cu bine și din problema asta. Și din asta. Îți mulțumesc tare mult și te mai aștept drag. Cu mare drag. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc, dragilor, că ați stat alături de noi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare aici la Control Medical de la ora 14 să aveți grijă de sănătatea voastră. Mulțumesc, Fiai Fashion, pentru vestimentație. Vă aștept să aveți un weekend minunat.